Lucrările la spațiul verde din centrul orașului construit de TV Giurgiu și grupul de firme Nova Force se apropie de final. După mai multe săptămâni de muncă în care s-au amplasat băncile și stâlpii de iluminat, voluntarii lucrează acum la amenajarea aleilor din pavaj. Tot astăzi a fost finalizată și piesa de rezistență a spațiului verde, piedestalul pe care este așezat un simbol al orașului Port la Dunăre. Directorul TV Giurgiu și inițiatorul proiectului, Petre Slăvescu, s-a ocupat personal de ceasul care a fost montat pe piedestal. Acum pregătesc sursa de alimentare a ceasului, sursă care are un acumulator în cazul întreruperii tensiunii de alimentare și care ne permite să și programăm ceasul fără să-l demontăm, fiind pus încastrat în acel monument. Din păcate, sunt și cetățeni care nu au niciun pic de respect pentru ceea ce construiesc alții. Un șofer a ales să își parcheze mașina chiar pe spațiul verde, iar faptul că autoturismul este înmatriculat în alt județ nu este o scuză pentru gestul făcut. Lipsa celor 7 ani de acasă a unora este evidentă și în alte cazuri. Ghivecele pentru brazi din același spațiu verde au fost luate drept coșuri de gunoi, în care și-au făcut apariția 10 de ambalaje și gunoaie menajere. Nu există respect pentru munca altora, lucru care mă deranjează enorm, dar vreau să spun că nu iert acest aspect. Voi lua măsuri sau voi lua poziție față de tot ceea ce nu este în regulă. Spațiul verde va fi inaugurat la sfârșitul acestei săptămâni.